Nu m-au răpit extraterestri, asta l-a transmis Pepe amicilor îngrijorați că a dispărut după ce ziarele au anunțat că divorțează. Cântărețul le-a spus reporterilor Observatorului că are nevoie de liniște și că va limpezi apele în curând. Între timp, printr-un SMS, Oana a făcut un anunț șocant în emisiunea lui Dan Capatos, Un Show Păcătos. Într-adevăr, în câteva mesaje a încercat să-mi transmită ideea că ar fi otrăvită și că cea care s-a ocupat de acest lucru ar fi chiar mama ei. O teorie ciudată chiar și pentru apropiații Oanei. Oana nu putea să fie otrăvită de cum mergând de mama ei, pentru că una la mână nu s-au văzut în ultimii ani. Putea să o otrăvească bun corespondență. Tatălui Pepe nu o vede cu ochi buni pe soacra lui și a declarat sentimentele la Acces Direct. Avea o reputație urâtă. E avidă după bani și că e materialistă și că, de fapt, pare a fi ceea ce nu e. Proaspăt operată, mama Oanei nu i-a răspuns încă fiicei sale. Intoxicarea cu mercur a mai lovit un cuplu de la noi, Cristi și Mihaela Borcea. Cât despre despărțirea de Pepe, ultimele zvonuri din presa modernă spun că Oana și-ar fi găsit consolare în brațele unui politician în devenire. Tudor Ionescu, zis Tudi, un tânăr de 26 de ani, ar fi cel care i-a sucit mințile Oanei Zăvoranu. Funcționar la Parlamentul European, tânărul ar fi dat Bruxelles-ul pentru Oana. În momentul în care ai un soț și un bărbat și un artist ca Pepe în casă, nu poți să ai un amant de nicio culoare. Oana Zăvoranu nu a răspuns la telefon. A răspuns Pepe, care a refuzat să comenteze. A cerut puțină liniște și nu a infirmat zvonurile că se pregătește să divorțeze.